Toți cei care au ajuns la mare în acest weekend de 1 mai au avut parte de cele mai spectaculoase și incendiare spectacole și concerte. De pildă, tinerii au petrecut în Costinești la cel mai mare festival de hip-hop de pe litoral. Super, super, super! Toată lumea se distrează! Cum te simți? Foarte bine! De la ce oră ai venit? De la 8. Și până când stai? Până dimineață! E foarte tare, n-am mai văzut așa ceva. De câte ore ești aici? Păi câte ceas acum? E 11. Da, de la ora 6. Fetele și-au dorit să iasă cât mai mult în evidență. Că au venit singure sau însoțite, toate au fost puse pe distracție. E foarte tare, îmi place mult atmosfera. E ceva fascinant, e fascinant aici, credeți-mă, e ceva mai pomenit. Un lucru este însă clar, tinerii au profitat la maxim de fiecare clipă de vacanță. Rămâi până dimineață? Bineînțeles! Nu oboseală nimic? Nu, e totul bine! Vă simt foarte bine, e o experiență foarte frumoasă de neuitat. Multă lume bună, un vibe foarte bun. E perfect tot ce se poate. Turiștii care ziua s-au bucurat de plajă și de mare au ocupat la lăsarea serii mai toate localurile din stațiunea Mamaia. În cluburile de fițe din nordul stațiunii, distracția a fost cuvântul cheie. Din decor nu au lipsit animatoarele îmbrăcate provocator, șampania a curs în pahare, iar muzica a încins atmosfera. Ușor, ușor, tinerii s-au retras în camerele de hotel. Luni, majoritatea dintre ei au plecat spre casă. Timp de câteva zile, cu toții s-au lăsat mângâiați de soare și s-au bucurat câteva clipe de tihnă pe litoral. Iar acum, la plecare, deja încep să ducă dorul mării.